Am început în 2007, printr-un credit, am cumpărat această fermă și încet, încet am încercat să o dezvoltăm. Lucrăm teren arabil 750-800 de hectare, iar ca efectiv de animale avem 580 de capete. Holstein, aduse din import, din Franța, Olanda și Ungaria. Am ales această rasă deoarece Holsteinul este recunoscută ca și vacă de lapte și am fost interesat să dezvoltăm cantitatea de lapte pe care o produce ferma. În momentul 2011 chiar era necesară achiziția acelor animale pentru a crește cantitatea zilnică de lapte livrată către procesator. Era o condiție pentru ca noi să avem un venit mai mare lunar. Am considerat că este necesar să investim în achiziția unor animale de primă rasă, animale care costă foarte mult și încă o dată am apelat la Checkbank, ocazie cu care am găsit niște oameni foarte deschiși și receptivi la nou, pentru că era ceva nou să dai un credit pentru achiziție de animale. Un om singur nu le poate face pe toate, ce este clar. Nu se poate ocupa și de partea asta a relației cu furnizorii, cu banca, cu celelalte instituții ale statului, pentru că sunt atâtea, așa, și în același timp să te ocupi și de partea de zootehnie și de partea de agricultură, de cultura mare, nu se poate. Dacă nu ești serios și dacă nu muncești foarte mult, nu știu ce șanse de reușită ai.